Salutare la toată lumea! V-ați gândit vreodată cum să declanșezi o lumină prin telecomandă sau cum să declanșezi un aparat foto prin telecomandă, un sunet la un navomodel sau la o machetă? Se poate face printr-un comutator RC switch, se numește. Și acesta are rolul de a închide sau a deschide un contact în funcție de zona în care se află telecomanda. Acesta este setup-ul pentru test. Din receptor avem un mic device care are la capăt un LED. Acest LED are proprietatea drăguță de a se aprinde de câte ori ajung la capăt de cursă. Practic, în locul LED-ului poate fi orice releu sau MOSFET de putere care să pornească sau să oprească un motor sau poate să comande în impulsuri logice TTL orice funcție a unui circuit mai complex. În cazul meu, după cum am spus, o să declanșeze aparatul foto aflat pe avion sau pe elicopter. Montajul, să zicem că are dimensiunea unei monede. Se vede față de conectorul. De telecomandă cât de mare este. Și acest montaj e o versiune beta. Nu este pe circuitul final, ci este un circuit de test. E o placă de test. După cum vedeți, spatele arată îngrozitor. Oricum, funcționează, după cum v-am arătat.